Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse de AY. Subiectul filmulețului, lăsați înjurăturile jos la comentarii. Mi-a scris cineva ce ai cu electricienii bătrâni la un filmuleț din urmă în care vorbeam de fuzibile. Nu am nimic cu electricienii bătrâni, ca să ne înțelegem. Am ceva cu electricienii puturoși care nu vor să ajungă la zi cu tehnologia. Puturoși în sensul că nu vor să citească. Ideea mare este că există și altă literatură în afară de Click, Libertatea, WowBiz și alte surse de documentare. Și cu ăștia am ceva care nu se documentează. Cu dinozaurii din facultăți care predau după cărți din anii 70. În orice facultate din România, dacă intri și strigi Cane X, se întorc toți și te înjură, că au impresia că e înjurată mamă. Nu mai vorbim de smart home, de așa, până la curbă B, diferențiale tip A. Nimeni nu știe, n-a auzit, nu cunoaște, nu se preda așa ceva. Da, cu ăștia am ceva, care sunt puturoși și nu vor să documenteze. Indiferent în ce meserie ești, trebuie să fii la zi cu tehnica. Imaginați-vă un doctor care a terminat școala în anii 40 și vă operează cu barda, ok? Când există laparoscopic, sau cum se numește, poate greșesc. Da, înțelegeți ideea? Deci n-am nimic cu cei bătrâni și cu aia tineri, dacă sunt puturoși, am ceva. Și sunt mulți care dau cu muci în fasole fără să documenteze. Discutăm de tehnică, literatură, toată lumea, monitorul oficial i7, standarde, 2 kg de hârtii, nimeni nu deschide, nici păsta, și păsta, dacă îl deschidea cineva, era foarte important de citit. Avem la 1.4, 1.7, ce s-a scos, ce nu s-a scos, standarde, bla bla bla, da? Deși pe ăsta, dacă l-ar citi cineva, cum îi zice Adrian Chelaru, Biblia electricianului, pe bună dreptate, și pe ăsta eram departe ca țară, deși e destul de vechi, 2011. Numai că a te documenta nu înseamnă doar asta. Înseamnă să citești o cărțulie, o revistă ca asta, da? Care n-are poze și la pagina 5 vă garantez că nu e nicio gagicuță dezbrăcată. Da? Și credeți-mă că mie mi-este foarte greu să citesc revistele astea, la articolele care mă interesează. Le iau frumos, le scriu în Google Translate, că sunt în germană, că de acolo se dă ora exactă în electrică, deși mulți nu vor să creadă. Și scriu tot articolul, n-aia ca să înțeleg dracului ceva, că nu înțeleg germană. Singurul lucru în germană care îl știu e Scheiße, du hast schon den Arsch in der Welt, ai cel mai frumos fund din lume, și cam atâta. Sau Lieg meine Arsch. Yeah. Așa ceva? Da? Care ce crezi a făcut 100 de ani? Aici ultimile tehnologii posibile și imposibile prezentate în detaliu. Da? Nu mai vorbim de standarde, norme, tot ce s-a schimbat. La noi și sistemele fotovoltaice se fac cu niște invertoare, dar cu 10 ani, și le considerăm wow. Dacă vedeți gaura asta de aici, să-mi spună cineva ce este. Ce lipsește de aici? Hai să vă dau un indiciu. Reclama din 70 a lui Vago. Uitați aici, aia lipsește din pagina asta. E greu. E greu cu documentarea asta. Foarte multe în engleză. Deci aici sunt pentru profesori universitari, nu vorbim de electricieni, SF-uri.
revistuțe de la Kaiser cu doze de băgat în gips carton, tot ce înseamnă, uite, Clement Fix, astea le-am comandat pentru un client de la Timișoara, o să vedeți montajul, e prin aprilie, din păcate, montajul, la o casă din Timișoara, să vedeți cum se bagă o doză fără Ipsos, da? Cu căpăcel, cu chestii. Pur și simplu bagi doza în chestia asta, o împingi și la revedere. Nu pierdem timp, timpul, deși nu sunt de acord că costă bani, dar știți cum e. Nu sunt de acord că costă bani pentru că nu poți să cumperi timp, da? Deci nu costă bani. Pentru cei pasionați de betoane, să tragă în beton direct, există soluții de la doze mari pentru spoturi, care rămân în placă, ia uitați-le. Așteptăm și la noi. Am văzut electricien pe vorba care se uitau la o doză care se montează pe polistiren, nu știu dacă găsesc una aici, cea cu talpă lungă, și se învârteau pe lângă ea și nu știa ce dracului tip de doză e aia, pentru că nimeni la noi pe polistiren se montează cu doi melcișori, cu cablu ieșit direct din perete, fără nicio protecție. Altă revistă interesantă, v-am spus, toate sunt în germană. Și aici ați prezentate ultimele produse, ultimele tehnologii, aici pe industrie, celebra pară de siguranță. Deci dacă vrei să te documentezi, poți fi și din chineză. Există Google Translate, există softuri de tradus. Din păcate revistele nu știu dacă sunt și online, dar nu mai contează asta. Cine știe marca asta? Deci sunt o grămadă de chestii. Aici sunt sfaturi în alegerea carierei. Să lăsăm muzica mai încet. Deci se poate delira mult pe subiectul ăsta. Asta e în englezică. O grămadă de chestioare noi. Urmează acum în ianuarie să mai vină o stivă, dar să vă arăt cam pun ce am băgat eu nasul așa. Uite, Comtec. Den și Comtec. O grămadă de prostioare aici. Automatizări. Tot ce există nou în automatizări. La noi se lucrează pe 2000, 1995-2000. Tot de la Kaiser. Dozuțe, antifoc, antirăspândire foc. Kaiser Orange, cea mai frumoasă doză ever. Apropo, cum intră un NIMJ într-o chestie de asta, nu vă vine să credeți. E sigilat 100%, nu cum sunt dozele Jevi, să-i dai o gaură atâta ca să intri cu un conductor sau cu un cablu. Asta e virgină, n-am deschis-o până acum. Praxis IE. Deci
documentare maximă. Alt e alt praxis. Aici nu mai știu ce avem. Zatec iluminat interior. Căblulețe, aparate pentru CAT 5, diverse chestii pentru IT. La fel și aici, diferite tipuri de cabluri. Deci avem ce învăța, iar un IE, Industry Engineering Efizing. V-am zis că e grea germana asta, și româna e grea, da. Electronic, da, astea am văzut și pe la Bogdan de la canalul de electronică, în special asta, sigur. Sigur pasele le are pe toate, electrotehnic. Da? Astea, ce mai avem aici? Electro automation, tot ce ai de învățat. Tot astea noi. Un șrac cu beculețe, luminițe. Ia uitați-vă lămpi aici. Da. M-a întrebat cineva de ce sunt produsele de la șrac așa de scumpe. Pentru că le pui și țin 10 ani minim. Iar Orange-ul de la Kaiser. Câteva jucării de la Kaiser care sunt foarte greu de găsit, anume presetupe de care mulți nici n-au auzit și nici n-au văzut. Și după Comtech există presetupe, da, doze pentru diverse chestii, doze de montat, totul rapid. Nu stăm 70 de ani să tragem Ipsos. Dă-l Doamne iartă-mă de Ipsos. Grămada se face din ce în ce mai mare. Aici avem tot de la Kaiser niște jucării. Asta e aia care nu lasă, cum îi spune, sunetul să treacă. Avem un catalog de la Imperial. Deci pe ăsta, dacă începe să vă uitați în el, nu vă plictisiți 3 zile. E o firmă din Polonia, dacă nu mă înșel. Lucrează numai cu mărcile astea care le vedeți aici. Da? Deci tot ce găsiți în lămpile astea, ei produc lămpile. În afară de ce găsiți în catalog aici, vă face custom. Deci ce vă trece prin cap? Uitați-vă aici ce înseamnă. Deci ce vă trece prin cap? Și am toate pe sistem DALI, dacă vrei pe DALI. Și tot ce e în interior sunt Philips, Vago, deci accesoriile sunt de cea mai bună calitate. Și nu sunt chiar exagerat de scumpe, dar e o lampă pe care o montezi azi. Și ia uitați-vă client aici și catalogul de la polonezi. Le montezi astăzi și mai umbli la ele peste 100 de ani. Nu ca o bandă chinezească de 50 de lei. LED o pui și zici, bă, iau teu să arzi după 3 zile. E și normal să ardă după 3 zile, că ai dat 50 de lei. La ăștia o sursă e 300 de lei și e Philips. Sau Signify. Domnii polonezi, să mă contactați, să vă dau PayPal-ul, că vă fac reclamă. Deci v-am spus ce lampă vă trece până cap. Eu am rămas pur și simplu... Mască. Deci ce lampă vă trece până cap și ce design vreți și pentru orice, în orice condiții. Uite astea care merg în tavanul de rigips. Deci se prind direct și sunt unele și cu suport magnetic. Cred că ați văzut care îl urmăriți pe Thomas Nagy sau Nagy, cum citesc englezii, ca să nu sune ungur. Am montat niște lămpi de-astea lungi așa și care ies pe magnet. Sunt prinse pe magnet. Urmăriți filmulețul și vedeți.
VD0100. Megar. Megar. Ce avem aici? Ia uite. Suport de pahar. Ăsta nici nu-l văzuse. Uite că avem și un număr din Libertatea. Și Wow Biz. Și da, pentru fanii Fluke, există măsurători și dincolo de Fluke, cum ar fi Gosen Metravat. Uite-l și pe Vasilică ce frumos e. Asta e Wow Biz. Iar câteva numere din Praxis, nu stau să detaliez acum, tot ce vă trece pe-n cap. Ia să vedem ce șurbențe are nenea în geantă aici. Sunt Vera, după câte le văd eu, și patenții Knipex. Nu-i rău. Deci tot ce vă trece prin cap. Câteva numere din ETZ. Uite așa învăț eu german. 2019. Un super mega catalog de la Schrag Technic. Super interesant. E și în română ăsta. Și ăștia la fel au lămpi super bune, aparataje super bune. Tot ce vă trece prin cap. Uite, Canex, cuvântul care v-am zis că pronunțat în orice facultate fuge toată lumea sau te înjură. Aici avem catalogul cu toate accesoriile pentru cabluri pe industrie. În ce firmă vreți voi, de aici să nu se supere nimeni pe mine, în ce firmă vreți voi din România, accesoriile astea, dacă întreb de ele, răspunsul va fi, da, stai să vedem dacă l-avem pe stoc sau dacă e listat la noi. Și durează 21 de zile. Păi eu țin o fabrică 21 de zile, când am făcut comandă în Germania și pe rapid în 24 de ore e la ușă. Cam așa credeți că se face business? Nu pot să țin o fabrică, pierde bani. Începe să crească grămada, mai facem o grămadă aici că nu mai intră. Frumoasă poza asta. Astea cred că sunt două. Care vreți pot să vă trimit din ele, dacă mai ales dacă știți germană sau aveți răbdare să băgați la Google Translate. Anul de grație 2019. Da? Deci aici suntem, domnii profesori care predați. Mai e o chestie. Fac o paranteză aici, dacă tot m-am lungit la 18 minute cu prezentarea documentației. Legat de electricieni autorizați, zice cineva, păi da, examenul de la ANR n-are treabă cu tabloul tău din casă pe rezidențial, dar întregește cunoștințele celui care dă examen, plus că au 3 ani experiență în spate. Păi dacă experiența ta de 3 ani în spate e făcută sub aripa unui bătrânel senil care lucrează ca în anii 70, experiența ta nu este din 2019. Poți să ai 10 ani dacă îmi pui 25 de amperi pe o priză dedicată care poate tragă 3680 de W, da? Deci contează și cu cine ai făcut practica aia de 3 ani. Chiar foarte mult. N-am
timp să vi le prezint pe toate. Sunt niște lucruri interesante, eu mai mi-am scos din ele niște articole. Informaționăm. Aici avem și transmisie de date 4G, 5G. Foarte interesant articol. Avem de la Finder un sistem care se va lansa în România. Nu știu dacă a fost workshop-ul, dar urmează. Esli se numește sistemul. E un sistem nou-nouț, deci nu mai a apărut pe nicăieri, de smart home și super conectivitate între aparate. Dacă mă invită domnul Gabi, a zis că îmi trimite invitația, dar nu știu când e workshop-ul. O să încerc să filmez și vă prezint și vouă pe canal un filmuleț în care vedem ce înseamnă Esli. Soluții de management al iluminatului. Avem de unde să ne documentăm. Marfă nouă, marfă bună, pe industrie și bineînțeles scame. Steinel, deci lampa asta o iubesc, asta cu camera de la vederi. Căutați-o și vedeți câte lucruri poate să facă camera. Aici ce avem. De calculat, lumini, luminițe, înălțime, cameră, chestii, la ce înălțime avem lumina, cât trebuie să folosim. Asta e o chestie foarte interesantă. Cu senzori, cu unde trebuie montați și la ce înălțime. Corby au niște chestii pe HF, pe halogen free, super tari, și copexurile peste 1000 de newton, iar interesant. Noarc. E tot cu verde de aici, Schneider. Avem un catalog de la Vimar, să ne clătim ochii. Steinel, la fel. Iar Vimar și Alma Lux Lighting, soluții profesionale. Deci există, dacă avem și stocuri, o carte ghidul electricianului de la Life is on și Arel. Nu râdesc, că e interesant de citit. O să aruncăm un ochi într-o zi în cărțulia asta, că am niște lucruri de spus despre ea. Nu e rea, deci nu e rea cărțulia, dar mega sursa de informații, catalogul de la Hager, care are explicații, e Electrician for Dummies. Are mega explicații la sfârșitul fiecărui capitol. Prezintă disjunctoare, la sfârșit îți arată curbă, ce trebuie să pui în industrie, ce trebuie să pui în rezidențial. Da? Bravo, Hager, pentru explicații. O revistă, Electricianul, de care sigur nu știați. Și vă spun eu de ce nu știați. Pentru că editura asta de aici, care e pe cartuș, pe ăsta de aici, nici măcar nu răspunde la telefon sau la un mail. Eu i-am contactat de mai multe ori să-mi trimită și mie un număr gratuit și la fiecare, pe fiecare număr să le fac o prezentare. Nu au răspuns la mail, să vând în 3 milioane de exemplare, n-au nevoie de publicitate. De unde? Dacă vând 1000 pe lună, să zică să rămână. Da? Deci, dacă nu îți faci publicitate gratis, te costa o revistă.
nu răspunde nimeni la mail. Am tras concluzia că vânzările merg bine și n-au nevoie de fraier ca mine. Catalogul de la El Taco, iarăși, ăsta pierzi două zile cu el să te uiți în el și nu te saturi. Mai avem un Vimar aici. Super interesante soluțiile pentru casă inteligentă. Vorba aia, telefon inteligent, televizor inteligent, frigider inteligent, singurul prost în casă am rămas eu. Mega catalogul de la Temo cu toate bunătățile. Din ăsta v-am arătat brandurile. Mai avem, ia, aici iar suntem cu Yesli. Finder, ghidă utilizarea descărcătoarelor de supratensiune. Asta trebuie să o aibă toată lumea. Poate vorbesc cu domnul Gabi de la Finder să ne dea 10-20 de bucăți. Sunt în română și sunt după ultimele cărțulile, sunt în română și avem ultimele norme posibile aici. Și chiar îmi place că au investit în așa documentație. Nu știu dacă să dau gratis sau eu l-am luat gratis. Iar Finder, o parte de industrial. Ce să mai, când spunem releu, rele, spunem Finder, n-avem ce să spunem altceva. Undeva în astea sau în ăsta există și releu supraveghere faze cu contactor în el. Nu știu prețul, poate ne dă domnul Gabi unul să facem un experiment cu el și să comparăm dacă cumpăratul unui contactor separat și a unui releu e mai ieftin decât să luăm un Finder direct cu contactor. O să facem pe viitor. Domnul Gabi sigur o să ne ajute de la Finder și îi mulțumesc pe calea asta. Cam asta e. V-am spus, nu urăsc electricienii bătrâni, n-am de ce, nu sunt hater, nu sunt și să zicem așa în viața reală, nu sunt chiar așa. Adică sunt nervos pe unii când spun numai tâmpenii, dar mă calmez, te poți înțelege cu mine, nu spâng în fat, poate să vă confirme câțiva din subscriberi, sunt și clienții mei, poate să vă confirme, nu sunt recalcitrant, ironic, da? Când aud întrebări tâmpite, bineînțeles că răspund și eu ori sarcastic, ori ironic, ori ambele, că nu prea mai am răbdare să răspund, mai ales cuiva care i-am explicat o chestie. Nu eu totdeauna am dreptate, bineînțeles că nu sunt eu ăla perfect, cum ar zice unul Zeus al electricității. Dar în marea majoritate a părților am dreptate și când am avut dreptate, de obicei m-a sunat Nana și mi-a zis aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine. Da, să trăiți, am ascultat, n-am mândrie de asta, da. Există milioane de oameni mai deștepți ca mine și care au citit mult mai mult și când au spus ceva, sărut mâna și la revedere. Cam asta la filmulețul ăsta, e cam delirat, doamne, 28 de minute. Ne vedem la filmulețul următor. V-am pupat!